studiile epidemiologice estimează că în Uniunea Europeană există 23 de milioane de cazuri de infecție cu virusurile hepatitice B și C. În România, doar 10% dintre cei infectați cu virusul hepatitic C sunt diagnosticați și tratați. Conform Organizației Mondiale a Sănătății, în anul 2014, România ocupa locul întâi în Europa în ceea ce privește numărul de cazuri de hepatita C și locul 4 ca rată a mortalității cauzată de bolile hepatice. Țara noastră înregistra la acea vreme aproape 10% dintre cele 12 milioane de persoane infectate cu virusul hepatitic C pe întregul continent. Totodată, în ultimii 20 de ani, în România au fost identificate peste 21.000 de cazuri de infecție cu HIV și s-au înregistrat 6.882 de decese cauzate de SIDA. Cea mai întâlnită cale de transmitere HIV este cea heterosexuală, cu peste 50% dintre cazuri. Iar categoria de vârstă cea mai afectată o reprezintă tinerii cu vârstele cuprinse între 25 și 29 de ani. În anul 2015 au fost depistate 698 de cazuri noi cu infecție HIV și s-au înregistrat 168 de decese. De la începutul epidemiei de HIV în 1985 și până în 2015 au fost înregistrate aproape 10.000 de cazuri de HIV-SIDA la copiii de până în 14 ani, numărul total de decese în această perioadă fiind de aproximativ 6.800 de cazuri. În anul 2015 au fost depistate 18 cazuri de infecție cu HIV la copii, cele mai multe fiind din București. Avem și niște grupe populaționare cu risc mare de a avea aceste infecții. Și acestea ar fi principalele ținte ale testării pentru infecția cu virus hepatitic B, C și HIV. Persoanele care utilizează droguri de administrare intravenoase și care evident nu sunt sterilizate și prin intermediul lor se transmite de la o persoană la alta cu mare ușurință oricare dintre aceste virusuri. O altă categorie de persoane care au un risc mai mare de a fi infectate sunt cele care au primit la un moment dat în viață o transfuzie de sânge sau mai multe, cu atât mai mult cu cât ea s-a întâmplat undeva în zona anilor 80-90. Înainte ca virusul de hepatită C să fie descoperit, practic, pacienții care au făcut multiple tratamente stomatologice sau multiple tratamente injectabile, tot în perioada anilor 80-90, adică atunci când nu aveam seringi și instrumente de unică folosință, orice persoană ar trebui să folosească orice prilej pentru a se testa la un moment dat și pentru aceste trei virusuri. Aceste infecții de cele mai multe ori sunt descoperite întâmplător. Se recoltează sânge în mod absolut obișnuit, nu este o manevră dureroasă, nu se întâmplă absolut nimic. Iar rezultatul trebuie să fie un rezultat care privește strict persoana care a fost testată, dar în același timp rezultatul trebuie să fie dublat de o explicație. Sigur că în momentul de față, din fericire, peste 90-95% din teste sigur că sunt negative. Nu asta este problema, ci problema este legată de faptul că eu, ca persoană care am venit cu toată deschiderea să mă testez, mi s-a explicat de ce m-am testat. După ce am testul în mână, eu trebuie să înțeleg ce este cu acest test care are scris pe el negativ sau indeterminat sau pozitiv. Hepatitele sunt inflamații ale ficatului. Practic, termenul e larg și nu definește numai infecțiile cu virusurile hepatitice, ci orice lucru inflamează ficatul. Nu trebuie să așteptăm să avem simptome, pentru că mulți ani, în toate cele trei infecții, persoana infectată nu are simptome. Hepatita C la copil, din fericire, este una dintre hepatitele cele mai rare, în procent de 5, maximum 10% din cazuri. Și de cele mai multe ori este, adică 90% din cazuri, se transmite vertical, adică de la mamă la făt. De la o mamă infectată cu virus hepatitis C la nou născut și mai departe infecția rămâne la sugar. B, C, D sunt hepatite cu transmitere mai ales prin sânge, dar pentru hepatita B este implicată clar și pe primul loc și transmiterea sexuală.
Doi români află în fiecare zi că au HIV, iar unul moare la fiecare două zile de sida. Hepatita B și hepatita C, bolile care distrug iremediabil ficatul și pun în pericol viața omului. Specialiștii spun că fenomenul poate fi temperat numai prin campanii educative periodice. H-Alert reprezintă una dintre cele mai ample campanii naționale de comunicare și educare cu privire la virusurile hepatitice B, C și HIV, demarată de Institutul Național de Boli Infecțioase Profesor Dr. Matei Balș, în parteneriat cu Asociația Română Anti-SIDA, Fundația Parada și Romanian Harm Reduction Network. Până în prezent, activitățile de informare derulate în cadrul campaniei s-au bucurat de susținerea unora dintre cele mai importante televiziuni naționale: ProTV, Digi24, Prima TV sau Național TV, realizând ample reportaje despre importanța testării și prevenirea infecțiilor cu HIV și virusurile hepatitice B și C. Cu ocazia Săptămânii Europene a Testării HIV, Institutul Matei Balș a amplasat într-unul dintre cele mai mari spații comerciale din București un simbol internațional al solidarității față de persoanele cu infecție HIV-SIDA. Iar voluntarii Asociației Române Anti-SIDA i-au informat pe oameni despre factorii de risc, prevenirea și tratamentul în cazul infecției cu acest virus. De asemenea, Institutul Matei Balș a organizat, în parteneriat cu Asociația Carusel, o serie de activități de informare pentru persoanele de etnie romă și consumatorii de droguri pe cale intravenoasă. Testarea pentru hepatită B și C se face cu niște markeri speciali pe care am dorit să-i facă cât mai mulți dintre pacienții noștri. Ei pot fi recomandați și de medici de familie, dar în special de medici specialiști. De aceea am și lansat campaniile cu proiectul norvegian de testare prin medici de familie. Sunt singurele teste care ne spun dacă pacientul are hepatită, dar ne spun doar dacă are hepatită, nu ne spun și stadiul hepatitei. Avem nevoie de mult mai multe analize ca să stadializăm un pacient. Îl diagnosticăm, îl stadializăm ca să știm ce opțiuni terapeutice avem pentru el. Din ce în ce mai multe persoane tinere văd că doresc să se testeze și să știe statusul lor din punct de vedere HIV și hepatite. Campanie derulată în cadrul proiectului Îmbunătățirea prevenirii și controlului HIV-SIDA și a hepatitei B și C în România, finanțat prin granturile norvegiene 2009-2014, cu cofinanțare de la bugetul de stat, proiect implementat de Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balș și coordonat de Ministerul Sănătății.